Salutare, prieteni! Ce mai face? Păi astăzi m-am decis să merg într-o călătorie fantastică în orășel care se numește Sheffield. Am zis să mai schimb un pic atmosfera din alte orașe. Am mai fost pe ceva aproape Birmingham, Nottingham, Northampton și așa mai departe. Zonele astea aproape la o oră distanță. Deci, am ajuns la timp. Am venit de acasă până la gară fac cam un sfert de oră pe jos. Îmi place să merg pe jos. E o duminică. Și sper să ajung acolo cam într-o oră jumate. Și păi, să ne vedem acolo, sănătoși, nu? Să facem lumea să zâmbească asta. Haideți cu mine! Ați observat, din episoadele trecute am trecut la limba română. Nu mai fac vlogurile în spaniolă sau în engleză. S-a luat o decizie importantă, nu știu dacă o să pierd sau nu abonați. Prea mult nu mă interesează pentru că eu nu fac chestia asta pentru bani. YouTube-ul nu-mi plătește absolut nimic. O fac pentru că îmi place. O fac pentru poate a inspira pe cineva, măcar din 1000 și ceva de persoane care, să zicem, mă urmăresc sau nu, măcar 5 sau 3 sau chiar 2 persoane reușesc să păstreze această artă pe care eu greu știu cu vai, să zicem așa, o păstrez vie, o păstrez ca pe ceva, ca pe o comoară, da? Iar ca să o păstrez trebuie practicată. Iar în episoadele care o să vină, o să vă spun mai pe larg despre ce este vorba și am să vă arăt partea tehnică a acestei aventuri. Pentru că e o aventură, nu? Să fii păpușar într-o țară străină, să faci și bani din asta, e chiar o aventură, nu? Și să ne vedem cu bine în Sheffield, nu? Haideți! Abia aștept! Salutare din Sheffield. Am ajuns cu bine. O oră 20, cam așa am făcut. Vă spun bun venit în Sheffield cu frumoasa asta statuietă de a unui pește, somon, stăruită de Jason Heppenstall în anul 2020 către scaun de handicap, dar
este dată la maxim, este dată la maxim. Nu știu dacă să pot să stau pe strada asta sau mai la vale un pic ca să încerc, dar mai întâi mă duc să-mi iau apă, ceva de mâncare și să vedem, poate o să fie o zi frumoasă, nu? Am instalat scena, după cum vedeți, aici în spatele meu, se vede, am pus marionetele, toate sunt aici, Rastafari, Bobby Rasta, Sherry Belly, Elvis, aici l-avem pe Pavarotti, în spate, să vă arăt, Michael, MJ, da, am început tot. Am nevoie de vreo 20 de minute până să instalez totul. Începe lumea să vină. E un pic de vânt, vântișor, cum îi spun eu. Trebuie să fie bine să îmi dărâme scena. Încă se aude muzica celuilalt artist pe stradă. Sper să fie bine și showtime, că așa se spune, nu? Showtime! Am terminat. Am terminat spectacolul. Sunt foarte obosit. Mă îndresc spre gară și cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine, m-ați suportat și ați urmărit până la capăt videoclipul. Da, a fost interesant, a fost frumos, a făcut și bănuț. Dar cel mai interesant este this side. Hey! Și dacă vreți să mai urmăriți, vă rog să vă înscrieți la canalul meu de YouTube. Sunt obosit, vorbesc cu voce joasă. Asta e. Vă aștept cu drag la următorul vlog. Așa că nu mai rămâne decât să mă iau rămas bun de la voi. Toate cele bune și ne vedem în următorul episod. Showtime! A fost chiar grevă în aeroport, în Londra. Au fost multe zboruri dinspre Europa de Est, chiar și România, cruzând România, le-au anulat complet. Nu mă avantajează pentru că dacă dă drumul la boxele alea, pe cum le văd eu, așa mari, nu cred că o să fac față. Ați văzut tomberoane de gunoi solare? Cu energie solară. Băi, Leeds are așa ceva, ia uitați. Ladies and gentlemen, just stop for a minute. Stop for a minute and smile with Showtime. Showtime travel.